Creștinii prăznuiesc astăzi Buna Vestire, sărbătoare închinată Maicii Domnului. Potrivit tradiției creștine, Fecioara Maria a fost vestită de Arhanghelul Gavril că va naște pe Fiul lui Dumnezeu. Bisericile din toată țara Făgărașului au fost neîncăpătoare de oamenii veniți să se roage. Trimis de Domnul în mare taină în cetatea Nazaret, Gavril i-a adus vestea Fecioarei Maria că a primit har de a aduce în lume pe Mântuitorul Iisus Hristos. Buna Vestire, numită în popor Blagoveștenie, este sărbătorită în timpul postului mare, iar biserica acordă dezlegare la pește. În această zi se scot stupii de la iernați, se stropesc cu aghiazmă și se afumă pentru a avea miere din belșug. Acum începe să cânte cucul din nou. Oamenii întâmpină primului cântec cu veselie, îmbrăcați în haine curate și cu bani în buzunare pentru a avea spor în tot ceea ce fac. Se crede că așa cum va fi vremea de blagoveștenie, așa va fi de Paște și în general tot anul. În țara Făgărașului, mai multe biserici poartă hramul sărbătorii Bunei Vestiri. Este vorba de locașurile de cult din Copăcel, Cincu, Ucea de Sus și Viștea de Sus.